că noi vorbim de cei 1500-1600 de morți. Adevărul nu e ăsta. Adevărul este la cei 1500 trebuie să mai pui aproape încă 1000 din anul respectiv, care mor ca urmare a accidentelor din anul în care au murit 1500-1600. Nu mai intră în statistica de morți din accidente rutiere. Presupun că cine nu moare direct în accidentul rutier intră în statistica. Păi nu mai intră, dar pe urmă apar tot felul de leziuni, apare starea psihică, apare nu știu ce, care duce la un moment dat, peste 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani la complicații, adică te chinui cât te chinui și la un moment dat apare că cine a avut splina ruptă, cine a avut ficatul rupt, cine a avut coloana ruptă, cine a avut bazinul rupt. Unii se recuperează 100%, e adevărat, dar sunt și unii care rămân cu sechele și la un moment dat cauza adevărată a decesului este accidentul de acum 7, 8, 10 ani. Deci dacă ar fi să vorbim despre adevăratul număr al morților din accidente rutiere, nu e doar ăla numărat acolo.